Salutare, pariori! Pentru ultima zi a acestei săptămâni, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit 4 pronosticuri. Haideți să le vedem! CSM Alexandria, CSM București. Înfrângerile recente suferite cu Universitatea Cluj și Poli Timișoara au redus considerabil șansele celor de la Alexandria de a continua și anul viitor pe prima scenă a handbalului masculin din România. După cele 12 etape disputate din acest sezon, Alexandria a înregistrat o singură victorie și astfel ocupă ultima poziție a clasamentului. Tipsterul Alex spune că pe teren propriu, Alexandria a pierdut toate partidele și s-a văzut condusă de fiecare dată încă de la pauza fiecărui meci. CSM București este o echipă solidă, așa că tipsterul nostru nu crede că va întâmpina probleme în deplasarea de la Alexandria, iar pronosticul său merge pe faptul că gruparea bucureșteană va conduce încă de la pauza meciului. Dinamo Riga, CSKA Moscova. Andrei Cinculescu spune că gruparea moscovită va avea o misiune destul de ușoară în această deplasare, deoarece Dinamo Riga este cea mai slabă echipă din Continental Hockey League și deține a treia cea mai slabă apărare din competiție. În 7 din ultimele 8 întâlniri directe, CSKA a reușit să marcheze de cel puțin 3 ori, așa că tipsterul nostru mizează pe un scenariu asemănător și recomandă pariul de peste 2,5 goluri înscrise de CSKA. Wade ne aduce în atenție confruntarea din NFL dintre Green Bay Packers și LA Rams, două echipe de top în conferința NFC. Cei de la Packers se întorc acasă după înfrângerea suferită în deplasarea de la Vikings și cei de la Rams vin după un eșec suferit în etapa trecută contra rivalilor din San Francisco. Aceștia însă au avut 4 zile în plus de odihnă, 4 zile în care au putut pregăti mai bine revanșa pentru eliminarea de anul trecut din play-off, suferită chiar pe terenul celor de la Packers. Acestea fiind spuse, tipsterul nostru crede că gruparea din LA pleacă cu prima șansă la victorie, iar recomandarea lui merge pe pariul de tip handicap LA Rams plus 3,5 puncte. Universitatea Craiova, FCSB. David Chirilă spune că în această confruntare se întâlnesc echipele cu cele mai bune ofensive din actuala stagiune a Ligii 1. Universitatea Craiova a marcat de 30 de ori în cele 16 etape disputate, în timp ce FCSB a înscris de 29 de ori. Prin urmare, tipsterul nostru crede că vom avea parte de un meci spectaculos și ținând cont că FCSB a reușit să marcheze în majoritatea partidelor din acest sezon, pronosticul său merge pe cel puțin un gol marcat de formația bucureșteană până în minutul 80 al partidei. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest script, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.